I heard a song that goes back, for some reason, over the years, I have been a Bill Gaither fan. And the Gaithers sing a song that was written by Oliver Cooper. Oliver Cooper has written over 100 musical, evangelical prayer meeting type songs. And the name of the song is called Heaven Will Surely Be Worth It All. I would play it for you, but we just don't have the time. Here's what the song says. Often I'm hindered on my way. Burdened so heavy I almost fall. Then I hear Jesus sweetly say, Heaven will surely be worth it all. Many the trials, toils, and terrors, many a heartache may here appall. But the dear Lord so truly says, Heaven will surely be worth it all. Toiling and pain I will endure till I shall hear the death angel call. Because Jesus has promised, and I am sure that heaven will surely be worth it all. Amen. When we think about what's our ultimate goal? Când noi ne gândim care e ținta noastră, my goal ultimately is to go to heaven. Ținta mea finală e să merg în rai, să ajung în rai. And this song has two separate thoughts that I think are very important. As I was reading, I had to really think about how to write this. Și cântecul pe care fratele l-a citit, de fapt, are două idei foarte importante. The first is the many sacrifices faithful Christians have to take on behalf of their faith, true faith. Primul este, creștinul întotdeauna trebuie să facă foarte multe sacrificii și îi chemat să facă multe sacrificii pentru credința pe care o are. But on the other hand, the glories of heaven and what is to come for those who remain faithful far outweigh. Dar în același timp, gloria cerului și ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în împărăția Lui e cu mult mai de preț și mult mai scump. Merită să se facă aceste sacrificii. Because the rewards will surely be worth more than the cost. Pentru că răsplățile pe care le vom primi din partea lui Dumnezeu merită mult mai mult față de prețul pe care noi îl plătim. In Romans 8:18, în Romani 8:18, it says, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us." În Romani 8:18 spune astfel. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. So when we look at the suffering that we go through every day. Deci noi când ne uităm la suferințele și încercările prin care trecem în fiecare zi, and we try to figure out why, Lord, why? Why do I have to go through this? Și încercăm să înțelegem și ne întrebăm de ce, Doamne, de ce toate astea? We have to consider the blessing that comes from suffering. Noi trebuie să avem în vedere întotdeauna binecuvântările care vin din suferința aceasta. In 2 Corinthians 4:17, Paul says this: For our light affliction, which is but for a moment, is working for us as a far more exceeding and eternal weight in glory. 2 Corinteni 4:17 spune căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. How about that? An eternal weight of glory. That's one weight I am not afraid to carry. Glory, that's the important thing. We are headed for glory. Deci lucrează pentru noi o greutate tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și slava aceasta este veșnică. So the question is, will heaven really be worth it all? Așa că întrebarea este, merită raiul toate astea? I can absolutely categorically say, yes, thank you, Jesus. Și pot să spun absolut, categoric, da, slavă Domnului. But let's take a look at the costs, because we have to take a look at the costs and the rewards. Dar haideți să ne uităm un pic la costul, la prețul pe care noi îl plătim, dar și la răsplățile care le avem.
Let's look at Luke 9:23 through 24. Haideți să ne uităm la în capitolul 9 din Luca, capitolul 9, versetul 23 și 24. Because this is the most important part of what I'm about to speak about today. Pentru că despre aceasta am să încerc cu ajutorul Domnului să vorbesc astăzi. Jesus must come first. Iisus trebuie întotdeauna să fie primul, să vină primul. He has to become before us personally, before our own selves. El trebuie să fie întotdeauna înainte de eul nostru, înainte de noi înșine. If you look at Luke 9:23-24, it said, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. So first we have to put Jesus before our own selves. Deci întotdeauna noi trebuie să punem pe Iisus înaintea noastră, înainte de noi înșine. Second, we have to put Jesus before anyone else, including our family, wives, children, parents, etc. Apoi trebuie să punem pe Iisus înaintea tuturor celor din familiile noastre, părinți, copii și tot ce avem. Let's look at Matthew 10:34 through 37 also. Să ne uităm în Matei capitolul 10. Chapter 10, Matei 10, 34 până la 37. Says this, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those in his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, și pe noră de soacră sa. Și omul care va avea vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. We read in Luke 9:23 and 24 that we have to put ourselves second, that God has to come before us. But if we look at verse 25, we see that we have to put Jesus before anything the world has to offer us, anyone or anything in the world. Noi am văzut în Luca că întotdeauna trebuie să punem pe Iisus înainte de noi înșine și de fapt trebuie să punem pe Iisus înainte de orice alt lucru în viața noastră. Because the Bible says this, what profit is it to a man, what profit is it to me if I gain the whole world and I lose my soul? Căci cuvântul Domnului spune astfel, la ce folosește să câștige omului toată lumea aceasta? La ce ar sluji? Ce beneficiu ar avea din toate lucrurile astea dacă își pierde sufletul? And we have to put Jesus before our possessions. Noi trebuie să punem pe Iisus înaintea posesiilor noastre. I had a young man years ago, it's been many years, told me his church is his car on Sunday morning. His church is his car. M-am întâlnit cu un tânăr cu care am vorbit și mi-a spus că biserica lui este de fapt mașina lui duminică dimineață. He washed it, he cleaned it, he buffed it, he detailed it with a Q-tip. I mean, that was his church. El așa a crezut că mașina lui este biserica. O spăla în fiecare dimineață, o curăța, o lustruia, o făcea să lucească, ca și cum ar fi fost biserica lui. Let's look at Luke 14:33. Să ne uităm în Luca 14,
33. The Lord himself is telling us how we should live our life. And here's what it says. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Cuvântul Domnului în Luca capitolul 14, 33 spune aceste lucruri. Tot așa, oricine dintre voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. You can't have the world and Jesus. Nu poți să ai și lumea și pe Iisus. You can't sit on two chairs. Nu poți să stai pe două scaune. You can't serve two masters. Nu poți să slujești la doi stăpâni. We will either love one and hate the other or hate one and love the other. Ori iubești pe unul și urăști pe celălalt, ori iubești pe celălalt și urăști pe acesta. You could spend a month going through the Bible and you'll hear the same message in every book of the Bible. Poți să stai o lună întreagă și să te uiți în toată Biblia și vei vedea că vezi același mesaj peste tot. What does it mean to forsake everything? Ce înseamnă să lapezi tot, să uiți tot? It means that we must be willing to suffer. Înseamnă că de fapt noi trebuie să avem voința aceasta să suferim. To suffer and to accept what comes our way for the sake of the gospel. Să suferim și să întâmpinăm ce vine în calea noastră de dragul evangheliei. In Luke 14:27. În Luca 14 versetul 27, the word says, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Spune și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. How can we live in an ungodly world? And we find that following Christ sometimes involves ridicule and persecution because we are not of this world. We live here, but we're not part of this world. Cum putem noi să ne imaginăm că trăim în lumea aceasta și să nu fi necăjit, să nu fi persecutat, să nu fi poate prigonit în anumite privințe? Că de fapt noi nu aparținem din lumea aceasta, noi nu suntem din lumea aceasta. And in 2 Timothy 3:12 it says this. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. 2 Timothy 3:12. 2 Timotei 3:12 spune cuvântul Domnului astfel. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. What kind of suffering? Ce fel de suferință? We find in 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13 that it tells us exactly. It says, go ahead. It says, beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing was happening to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Peter, 1 Peter 4:12-13. În capitolul 4 din 1 Petru, de la 12 to 13. Versetul 12 la 14 spune așa. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Amen. So suffering is not something we should try to avoid. Deci suferința nu este ceva ce să noi încercăm să scăpăm de ea, să o evităm. But we can't also joke about it, like there was times when I would say, oh yes, I want to go to Florida, sit in the sunshine on the beach and suffer for Christ. Dar nici nu poți să spui ca un fel de glumă, ok, mă duc în Florida, stau la plajă, la soare și să-mi zic că, sufăr pentru Iisus Hristos. We're talking about real suffering here. Vorbim despre adevărata suferință. We're talking about physical suffering, spiritual suffering, emotional suffering. Vorbim despre suferințe fizice, vorbim despre suferințe spirituale, emoționale. And
The persecution can be verbal. Sometimes we don't understand how much words can hurt. Uneori persecuția poate să fie pur și simplu verbală. Noi nici nu ne dăm seama de multe ori cât de mult și cât de greu poate să rănească niște cuvinte. And I think the devil created a phrase. Și cred că Satana a creat o propoziție, o frază. That says, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. That's the biggest lie in the world. Care zice că ciomagul și pietrele poate să-mi rupă oasele, dar cuvintele nu poate să mă rănească. Asta nu e un adevăr, e o minciună. Let's look at Luke 6, verse 27 and 28. Hai să ne uităm la Luca 6, versetul 26 până la 28. It says this. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those that hate you, bless those that curse you, and pray for those who spitefully use you. Sorry, I should have emailed you my notes. Okay, Luke 6, verse? Luke 6, verse 27 and 28. Luca 6, spune cuvântul Domnului astfel. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-o pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri. Dă-i și cămașa. And let's, yeah, that's exactly right. That's okay, but that's also part of it. Because when we're talking about people that hurt us, we don't talk about how we're going to bless them back. We're talking about how we're going to get even. That's human nature. Pentru că noi, în natura noastră omenească, natura noastră ne spune că în loc să binecuvântăm pe cei ce ne lovesc sau pe cei ce ne persecută, o să-i dau la fel. Cum mi-a dat el, așa o să-i dau și eu. Asta e omenește. And let's look at Matthew 5:38-48. 10 verses. I'm sorry about all of the verses, but God had me literally flying through the Bible. It was like... right there. I couldn't stop. Să ne uităm în Matei, capitolul 5. Matthew 5:38-48. You have heard it said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on the right cheek, turn the other to him also. Ați auzit? I'm going to read the whole thing. Go ahead, yeah. 38 to 48. Good. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celor ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o mailă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci... Yes. This is the most important thing. Do we want to be called the children of the living God? Asta e unul dintre cele mai importante lucruri. Vrem noi să fim numiți copii al lui Dumnezeu? If I want to be called a child of the living God, then I have a blueprint. I have a plan. Dacă vreau să fiu numit copil al lui Dumnezeu, aici e desenul tehnic. Aici este planul. And that is what God is calling us to do. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem. He's not calling us to be human. El nu ne cheamă pe noi să fim oameni. He created us in human form. El ne-a creat pe noi în ființa aceasta omenească. But it wasn't human form that became what we are today. Dar nu este ființa aceasta omenească pe care o avem astăzi cum El ne-a creat la început. Because what is human form? Pentru că ce e de fapt o formă, o ființă omenească? Dirt. Țărână. And water.
Țărână și apă. That's all we are. Asta e tot ce suntem. Water and dirt. Apă și țărână. And that makes what? Și aceasta face? Mud. Noroi. And that's what we are. We're nothing but mud. Noroi. But we're mud that has been breathed on by the Spirit of the living God that turned us from a muddy mess into a creation that the angels envy. Dar această țărână, când este insuflată în ea și când Dumnezeu suflă Duhul lui peste ea, devine o ființă așa de deosebită că îngerii sunt geloși pe noi. Even the angels in heaven who were created to glorify God continuously for all eternity do not have the honor that God has given the human form that he breathed into. Căci însuși îngerii pe care Dumnezeu i-a creat să moștenească viața veșnică și au veșnicia, de multe ori și de cele mai multe ori ei se uită la noi și sunt geloși pentru că noi suntem chemați la ceva mai mult decât atât. Go ahead, finish reading, brother. I'm sorry. Am să continui cu cititul. Ca să fiți fii al Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac și vameșii așa? Așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, care este cel ceresc, este desăvârșit. Amin. Be ye perfect. Fiți desăvârșiți. Perfect. How can we, the mud creatures that God created, how can we be perfect when our entire being is nothing but dirt and mud? We're filthy. Cum putem noi să fim desăvârșiți când ființa noastră, făcută din noroi, apă și praf, dacă îți amestecă, este noroi, cum putem noi să fim perfecți? Cum putem să fim desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu? We can. Noi nu putem. We can be perfect noi if we are perfect in Christ. Noi putem să fim desăvârșiți numai dacă suntem făcuți desăvârșiți în Hristos. As the Bible says, there is none perfect, no, not one, except... Biblia spune, niciunul nu-i bun, niciunul nu-i desăvârșit, niciunul nu-i perfect, numai... Jesus Christ himself. Iisus Hristos, El însuși. But what did Jesus say when he left this earth? Dar ce a spus Iisus când a părăsit pământul acesta? I have to leave. Trebuie să plec. Because if I don't leave, the Holy Spirit, the Comforter, cannot come. Pentru că dacă nu plec, Duhul Mângâierii, Duhul Sfânt nu vine. But after I have gone, dar după ce mă voi duce, the Holy Spirit will come. Duhul Sfânt va veni. The Comforter will come. Mângâietorul va veni. And și that's a big word, three letters but very very big word. Așa este un cuvânt mare. Sunt numai trei litere, dar este un cuvânt mare. And you will do everything that I have done and even greater. Și voi veți face lucrurile pe care eu le-am făcut, ba chiar mai mari decât am făcut eu. Even greater. Chiar mai mari. Do we raise the dead? Am înviat noi morți? Jesus did. Iisus a făcut lucrul acesta. He spoke and it was. A vorbit și a luat ființă, a înviat morții. He called out and he said, Lazarus, come forth. A chemat afară pe Lazar. I-a spus, Lazare, vino afară. He didn't use an incantation. He didn't use a special potion. He didn't use a medication created by the devil. Oh, sorry. Nu a creat nu știu ce medicamente. Nu a folosit nu știu ce medicamente. Nu a folosit nu știu ce incantații și ce fel de ceva fel de chemări sau vrăjitorii. All he said was, come. Singurul lucru pe care l-a spus și singurul cuvânt care l-a spus, a spus, vino afară. Why could he say that and nobody else could? De ce el a putut să spună lucrul acesta și ceilalți n-au putut? Not because he was not in the flesh, because he was part flesh. Nu pentru că el n-a fost carne ca și ceilalți, pentru că el era în carne ca și noi. And don't forget, we are born in sin. Și nu uitați, noi suntem născuți în păcat. Because Adam, prior to Jesus coming, had given away our birthright.
Pentru că Adam, înainte ca Domnul nostru să vină, și-a dat dreptul de întâi născut și l-a vândut și pe al nostru. And therefore we are all born in sin. Și de atunci noi toți suntem născuți în păcat. Jesus was born in sin in the flesh. Iisus a fost născut în carne sau în natura aceasta păcătoasă. So his body was a fleshly body, a sinful body. Deci trupul lui a fost un trup de carne, un trup supus păcatului, just like ours. Ca și al nostru. What was the difference? Care a fost însă diferența? The difference was that the power of God was in him. Diferența a fost că puterea lui Dumnezeu era în el. He was God in the flesh. A fost Dumnezeu întrupat. So the flesh had to take second place. Deci carnea lui a trebuit să ocupe locul doi. The sin was covered. Păcatul a fost acoperit. The sin of his birth was covered. Natura aceasta de carne a fost acoperită. Covered by the blood. Acoperită de sânge. Covered by the power of God. Acoperită de puterea lui Dumnezeu. And covered by the fact that he knew his power. Și acoperită de realitatea că el a știut puterea care era în el. He did not flaunt it and say, "Look at me." Nu s-a lăudat și nu a început să spună, uitați-vă la mine. He didn't say, "Let me show you what I can do." Nu a spus, lăsați-mă să vă arăt ce pot eu, de ce sunt eu în stare. He just said, "Come." A spus doar atât, vino afară. And he said to the girl that was dead, "Oh no, she's just sleeping." Și a spus fetiței care a murit, nu, ea doarme. Sleeping. Doarme. But right now, I think we're the ones that are dead and sleeping in our belief that we don't have the power that Jesus gave us when he died and went to heaven. Problema este cu noi că noi de multe ori și noi suntem niște adormiți și nu conștientizăm, nu ne dăm seama ce putere a pus Dumnezeu și a dat Dumnezeu în noi prin faptul că Iisus Hristos a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. You and I have the power to walk up to the dead and say, "Rise up in the name of Jesus Christ," and they must arise. Noi avem puterea aceasta prin Duhul Sfânt, încât să putem să spunem unui mort, ridică-te, înviază, și el trebuie și ar trebui să învieze. Why do I know that he must? Why do I use the word must? De ce spun trebuie? Let me tell you why. De ce? Because Jesus died, went to hell, and took the keys of death and the grave. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a murit, a mers în locuința morților, a luat cheile locuinței morților din morminți și a înviat din nou la viață. And through that power, și prin puterea aceea, and through that glory, și prin gloria aceea, and through that gift to us, și prin acel dar pe care El ni l-a dăruit, we have the ability to touch and say be healed, and we have the ability to speak and say raise up from the dead. Noi avem puterea să punem mâna, să atingem și să vindecarea să ia loc și să spunem să la cineva să învieze și să învieze din morți. Why don't we do it? Și totuși de ce nu suntem în stare să o facem? De ce nu o facem? And I'll tell you why. Vă spun de ce. This message. It goes back to this message. Și mergem la acest mesaj din nou. We're afraid. Ne frică. We're afraid of the ridicule. We're afraid of the persecution. Ne frică de persecuții, ne frică că suntem batjocoriți, ridiculizați. And we're afraid of what will happen if something, if we say to the dead, "Rise up," and they actually raise up and stand up and praise God, what will happen to us then? Și ne gândim, oare ce se întâmplă dacă spunem la cineva să învie din morți și într-adevăr înviază, oare ce se întâmplă cu noi după aceea? So we're afraid of success. Ne frică de succes, de biruință. Fear is not of the Lord. Frica nu este din Domnul. And we have to know that we have to be willing to bear our own cross. Și noi trebuie să fim conștienți și trebuie să avem voința să ne luăm crucea noastră. We have to live in an ungodly world, but we have to find that following Christ must be more important than the ridicule and the issues that come up. Pentru că noi trăim într-o lume păcătoasă și noi trebuie să știm și să conștientizăm lucrul acesta că vom fi batjocoriți atunci când îl urmăm pe Iisus. Suntem batjocoriți și persecutați, huliți și așa mai departe. The persecution can be physical or verbal, as we discussed. Și persecuția aceasta poate să fie în trup fizic sau verbal, în cuvinte. But we have other weaknesses that help
that put us in a position of being persecuted as well, personal weaknesses. Dar noi avem de multe ori slăbiciunile noastre personale și aceasta ne pune pe noi în anumite poziții ca să fim persecutați. In 1 Corinthians 9, 1 Corinteni 9, versetul 27 spune asta. But I discipline my body and bring it into subjugation, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. How can we as pastors or we as Christians, lay people, tell somebody you're living in sin, you're having adultery with you're having an extramarital affair, and say God doesn't like that, when at the same time we're hiding it ourselves in the back, or we say, you know, you can't drink because God does not love drinking. God has a problem with drunks, but at the same time we're drinking or taking drugs or whatever the case may be. It doesn't matter. How can we do that and then expect that person to do what we're not willing to do? Cum putem noi să spunem la cineva, să stăm în picioare să spunem la cineva, curvești, prea curvești, folosești droguri, ești supus alcoolului, ești supus la diferite patimi, ești supus la diferite slăbiciuni și tu n-ai voie să faci lucrul acesta, lucrul acesta nu-i bun, nu-i bine că faci așa. Și de fapt noi înșine ne înfăptuim lucrurile acelea. Look at 2 Corinthians 11, verse 29. Uitați-vă la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 29. Here's what it says. Who is weak and I am not weak? Who is made to stumble and I do not burn with indignation? Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? That means we have to understand. We have to be the compassionate party when we see a brother that is falling or a sister that has fallen. Ce spune cuvântul aici este de fapt noi trebuie să înțelegem, noi trebuie să arătăm compasiune când vedem pe unul dintre frații noștri că suferă sau este într-o poziție de aceasta, noi trebuie să suferim împreună cu el, să ne doară de fratele nostru. So we have to help them through and we have to understand what they're going through. Așa că noi trebuie să înțelegem prin ce trece el și trebuie să îl ajutăm să iasă de situația respectivă. We have to be the ones that are one step above the situation. Noi trebuie să fim aceia care să stăm întotdeauna și să fim deasupra situației. And we don't help them and we don't help ourselves when we murmur. And all we do is talk behind their back. Oh, did you see what he did? Did you hear what he did? How can we stand before God? Pentru că nu-i ajutăm în niciun fel dacă de fapt îi vorbim în spate sau îi bârfim sau în spate, în secret, în spatele lor, începem să divulgăm și să spunem lucruri rele despre ei. And even if we're blessed not to have these weaknesses. Și chiar dacă am fi binecuvântat să nu avem asemenea slăbiciuni. We still have to be willing to expend time, effort, money, whatever it takes in promoting the cause of Christ in positive ways. Noi și atunci ar trebui să stăm în picioare, să facem tot ce putem ca să promovăm cuvântul Domnului, să promovăm mântuirea lui Iisus Hristos într-un mod pozitiv, într-un mod care să ajute pe cel care este într-o situație de aceasta. And we can't do that if we're complaining all the time. Ori noi nu putem face lucrul acesta dacă în continuu ne plângem de fiecare sau ne plângem de anumite situații. There's a lot of situations we don't want to be in that God says you have to go in. Sunt multe situații care nu ne convine, noi nu ne place să fim în situațiile respective, dar de multe ori Dumnezeu ne trimite în asemenea situații. Sometimes we have to be alone or with the help of one or two people for a very, very tough job. Câteodată trebuie să fim singuri sau câteodată să fim ajutați de una sau două persoane în situații foarte, foarte grele. And sometimes God puts us in difficult places where few people appreciate why we're there and what we're doing for Christ. Și uneori suntem în niște situații foarte grele și nu ne dăm seama, deși puțini oameni știu să aprecieze atunci când ești într-o situație de aceasta grea, pentru că Dumnezeu te-a pus acolo, altul n-ar fi făcut față. Yes, discipleship is costly.
într-adevăr, ucenicia în Iisus Hristos are preț, costă. But the cost is nothing compared to the benefit. Dar costul și prețul nu înseamnă nimic și nu poate fi comparat cu beneficiile și cu binecuvântarea care vine din aceasta. Paul talks to us in many different ways about how to go about the business, if you will, or the life goal of walking through life for Christ and being a disciple that teaches others. Pavel ne învață și ne explică multe feluri și în multe căi cum trebuie să umblăm și ce trebuie să facem și cum să fim niște ucenici al lui Iisus Hristos. So the rewards of discipleship are far, far greater than the cost of discipleship. Pentru că răsplățile unui ucenic, a unui slujitor al Evangheliei, al lui Iisus Hristos, sunt cu mult, mult mai presus și mai de preț decât ceea ce plătim sau suferim. And we're always worried about what's going to happen to us. What if they kill me? What if they hurt me? What if they imprison me? It doesn't matter. De multe ori ne gândim, ce se întâmplă cu mine? Dacă mă omoară, dacă sufăr, dacă sunt bătut, dacă sunt băgat în pușcărie. Ce importanță are? Ce contează? Look at 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Să ne uităm la 2 Corinteni capitolul 5 versetul 1. It says this: For we know that if our earthly house, this tent, because that's all we are, just a tent, temporary shelter, that's it for the soul. If this our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Știm în adevăr că dacă se desface casa aceasta pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. And Ephesians 2:7 says this, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. În Efeseni 2:6 spune astfel, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Now I could go through about 500 more verses because God had me going through this on a... This is non-stop, but I'm not going to. Și putem să mergem poate pe 500 de versete și de citate din Sfânta Scriptură cu privire la lucrul acesta, dar nu vom face acum acest lucru. So I'm just going to briefly state the points that are most important. De aceea voi puncta pe scurt punctele care sunt foarte importante, esențiale. In Corinthians we hear from Paul all the different things that he had to go through. În Corinteni auzim de la Pavel toate lucrurile acestea prin care el a trecut și ne le spune. But he tells us not to worry about this house. Dar el ne spune să nu ne îngrijorăm și să nu ne frământăm de casa aceasta, de cortul acesta. That we don't have to worry about gathering riches on this earth. Pentru că nu trebuie să ne frământăm ca să adunăm bogății aici în lumea aceasta. Because God has already provided riches for us in His glory. Pentru că El deja a și pregătit bogății și are pregătite bogății pentru noi în împărăția Lui, în gloria Lui. In Philippians He tells us that we are not citizens of this earth. We are citizens in heaven. În Filipeni ne spune cuvântul Domnului că noi nu suntem cetățeni ai pământului, al lumii acestea, ci noi suntem cetățeni ai cerului. And our body will be conformed or converted, transformed. Și trupul nostru va fi transformat, va fi schimbat to a glorified body. Într-un trup de glorie, într-un trup de slavă. Where my brother will not have to suffer. Unde frații noștri și surorile noastre nu vor avea de suferit. Where my elbow doesn't hurt. Unde umărul meu nu doare. All I know is that I'm waiting for the day when I can get rid of this mud. Și tot ceea ce aștept și tot ceea ce doresc este ziua aceea când o să mă scap de noroiul acesta and shower in his glory. Și să fac un duș bun în gloria lui and come out the other side in a glorified body radiant beyond description. Și să trec dincolo prin dușul acesta și să intru în trupul acela de slavă strălucitor, trup de glorie în împărăția lui. I'm waiting for my crown, my crown of righteousness. Aștept cununa aceea, cununa dreptății, a deprihănirii lui Dumnezeu. I don't need it here on this earth.
Și nu vreau să o port aici în lumea aceasta. I'm waiting for a heavenly kingdom where my king will stand me up and say, well done, thou good and faithful. Ci aștept împărăția cerurilor când împăratul nostru ne va spune, vino, slugă bună. We have an inheritance that's non-perishable. Noi avem o moștenire care nu trece. It's undefiled. Care nu se veștejește. And it's reserved for us by our name in heaven, right next to our name in the Lamb's Book of Life. Și este rezervată în împărăția lui Dumnezeu pentru noi, cu numele, fiecare cu numele lui, în dreptul lui. I'm tired of living in this world. Sunt obosit, epuizat de trăit în viața aceasta, în lumea aceasta. Where everyone, including me, has to deal with the thoughts and the issues of life that don't bring glory to God. Unde suntem obosiți, inclusiv eu, de toate frământările și de lucrurile pe care le întâmpinăm în fiecare zi aici în lumea aceasta și lucrurile care ne frământă și ne obosesc. I'm tired of thinking about how to survive rather than thinking of how to be glorified. Sunt obosit gândindu-mă cum să supraviețuiesc și cum să trăiesc de la o zi la alta, în loc să mă gândesc mai mult cum va fi în glorie și cum o să fiu glorificat. But you and I have a promise. Dar noi, voi și noi, tu și eu, avem o promisiune. A promise of a new heaven and a new earth in which righteousness dwells continuously. O promisiune, un cer nou și un pământ nou, unde dreptatea și neprihănirea va domni. In Revelation it talks about the voices that cry out from underneath the throne. When will you give us what's rightfully ours? În Apocalipsa ne spune cuvântul Domnului despre sufletele care sunt sub altar, sub tron și care strigă la Dumnezeu, când vei răzbuna sângele nostru asupra locuitorilor pământului? The answer is now. Și răspunsul este acum. Not when we're dead and gone to heaven. Nu când suntem noi morți. We're not waiting for Jesus to show us the righteousness. Noi nu așteptăm pe Domnul Iisus ca să ne arate neprihănirea. Because the destiny of the redeemed starts this second. Pentru că destinul, soarta celui neprihănit începe exact acum, în momentul când ai crezut. Our destiny. Destinul nostru, soarta noastră is righteousness. Este neprihănirea. Our right. Dreptul nostru is righteousness. E neprihănirea. Our job. Meseria noastră is righteousness. E neprihănirea, sfințenia. And our dream has to be the day that we can stand in heaven in righteousness before a righteous king and a righteous judge and be called out and said, come into your glory. Și visul nostru, speranța noastră trebuie să fie atunci când vom fi chemați la Dumnezeu, când vom sta îmbrăcați în slavă, când vom sta îmbrăcați în neprihănire înaintea lui Dumnezeu. I'm not sure of anything in this world. Nu nimic de nimic sigur ce se întâmplă, ce am aici în lumea aceasta. But I am sure that heaven will surely be worth it all. Dar sunt sigur că raiul lui Dumnezeu merită tot. All I can say. Amen. Amen. And I've spared you the other 400 verses. Și v-am scutit de celelalte vreo 400 de versete în privința aceasta, cu privire la acest subiect. It's very hard when God decides to take you.